Sunt doctorul Dobra Emilian, am, am plecat din România acum aproximativ 30 de ani, m-am -am stabilit în Italia, unde am un cabinet de medicină funcțională integrativă și biorizonanță și am avut ocazia să experimentez, datorită specialităților anterioare, endocrinolog și ginecolog, prin această medicină cu biotehnologie avansate se pot testa foarte multe produse biologice care fac parte din medicina biologică. Am ajuns datorită pacienților care aveau afecțiuni cu tumori degenerative la nivelul sistemului nervos central, la nivelul ficatului, rinicului și alte organe, plămâni și de parte, sau la nivel ginecologic. Am testat foarte multe produse. Printre produsele în ultimii ani care mi-au dat o mare satisfacție este acest produs care este extras dintr-un pește care se cheamă zebra fish. Ouăle respective, embrionii, au înăuntru celule staminale, factori de corecție care duc la diferențierea celulară și care produc apoptoza, care este moartea celulară programată și această reprogramare epigenetică mi-a dat, prin, prin faptul că m-am și documentat, mi-a dat ideea să testez produsele la, la mulți pacienți care aveau aceste boli cu tendință degenerativă. Am avut satisfacția să înțeleg că acest produs este diferit de alte produse care vin din Mama Natură de exemplu, din extracte de plante sau, de exemplu, de la, de la albine, veninul de albine sau veninul de șer, vipere, cobre, care există produse care se comercializează, în, în esență am realizat diferența este mare pentru că celelalte sunt niște secreții ale vietăților respective. Aici este fund, principiul fundamental de viață, din nou care are celule pluripotente, celule staminale care pot să contribuie la crește, la dezvoltarea și creșterea fiziologică a unui organism. Aceste principii fundamentale au fost studiate în laboratoare în mai multe țări, cu primul cetător mare și mare savant în acest câmp este doctorul Pierre Mario Biava, profesorul, care a studiat cu mare entuziasm. Și acum, bineînțeles, cercetările au ajuns la un nivel foarte înalt la Institutul Sapiența la Roma, în care se determină că acești factori, aceste polipeptide care induc apoptoza și care reușesc să întoarcă calea celulelor bolnave către o regresie, este o regresie cu inducție la diferențierea celulară fiziologică. Produsul este într-adevăr total natural, nu are niciun fel de adaus chimic, este un produs care se poate lua foarte ușor datorită acestei idei geniale de a fi administrat sub formă de spray. În, în, în esență, la nivelul ficatului, datorită compoziției principale de cisteină metionină, duce la o regenerare foarte activă a ficatului, schimbă metabolismele care sunt baza fundamentală a vieții celulare în toate cancerele datorită terapiilor asociate face foarte bine cu chemoterapia. Deci chemoterapia este ajutată și compensată chiar în efectele colaterale care sunt recunoscute. Se evită stresul oxidativ, se stimulează sistemul imunologic, se reduce oboseala pentru că pacienții corespunzători cu aceste boli au oboseală cronică și se poate crea un, un efect modulator la nivel neuroendocrin metabolic. Datorită compoziției de oligoelemente cu seleniu, cu toate elementele principale fundamentale ale vieții, aceste enzime coenzime factori de diferențiere reușesc în tot, toate cazurile de pacienți să creeze o stare diferită de cea în care nu avem produsul adăugat terapiilor fundamentale. Eu am observat recent, datorită studiilor care le fac pe pacienți, că în afară de tumorile marine în corpul fizic, Sigur că au valoare și pe tumorile marine în sistemul nervos. Am observat recent în scleroză multiplă, eu personal, pentru că mă ocup, am observat în Parkinson, centrele, centrele nervoase fundamentale afectate în aceste boli sunt. e un fel de reprogramare a țesutului nervos afectat. Este un, o capacitate de, de a putea dezinflama țesutul și de a schimba tendința degenerativă în bolile pe sistem nervos. Asta este o, o noutate și pentru mine, pentru că lucrez în ultimii ani pe, în sectorul sistem nervos, pentru că pentru prima dată acest produs mi-a dat satisfacție foarte mare în colangiocarcinome, în cancerele căilor biliare, în, în cirozele hepatice în toate bolile cu tendință degenerative la nivelul ficatului. Ficatul știm că este laboratorul corpului uman și are mai mult de 1000 de funcții și este ajutat în mod direct să poată să dezintoxice toate toți metaboliții care se produc datorită metabolismului viciate în aceste boli cu tendință degenerativă. Eu sunt foarte bucuros că am descoperit acest produs sunt liniștit din punct de vedere câmp de conștiință că, a, că acest produs va continua strada pe care trebuie să se descoperă și alte uh, funcții pe care poate să le aibă, pentru că este un produs care provine din esența vieții, din embrionii care au toate substanțele uh, fundamentale pentru o dezvoltare armonioasă a celulelor, Deci, datorită acestor... Componente, produsul este într-adevăr cu o capacitate epigenetică, este un inductor epigenetic, ceea ce înseamnă că nu afectează nucleotidele genelor, ci ameliorează funcția lor vitală. Deci, este un nou câmp, care epigenetica este știința viitorului. Pentru că datorită acestor studii se înțelege că avem capacitatea să operăm în ghilimele în acest sector care a fost tratat la început că în genetică nu avem acces, că acolo este totul hotărât și este o sentință care nu poate fi schimbată. Datorită noilor descoperiri ai pe geneticii, aceste produse vor fi din ce în ce mai mult folosite. De toți medicii nu are importanță specializarea, și sunt sigur că pacienții vor avea bucuria să constate efectele pozitive și să informeze și pe ceilalți care nu cunosc acest nou produs. Mulțumită unor conștiințe minunate în România, eu sunt bucuros că în România s-a decis importarea acestui produs din Italia și noi continuăm colaborarea cu bucurie între echipele de cercetători din Italia și cei cercetători care sunt foarte valoroși în România. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție!